Până copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Acum este casa Ciocănitoarele. Îți aduce aminte când am vorbit de o pasăre care își face cuibul într-o gaură sub pământ? Era vorba despre Bufnița Săpătoare. Casa despre care vorbim astăzi este o casă cu altă gaură, dar nu în pământ. Aceasta este o scopitură în trunchiul unui copac și se numește scorbură. Ce fel de pasăre este aceea care își face casa într-o scorbură? O ciocănitoare. Ciocănitoarele folosesc scorburile pentru cuiburi și câteodată și să doarmă peste noapte. Când vrea să-și facă o scorbură, ciocănitoarea începe să cioplească cu ciocul ei lung și ascuțit un mic tunel în trunchiul copacului și apoi îl continuă în jos pentru a lărgi gaura cât are nevoie. Ciocănitoarele nu își amenajează cuiburi moi în scorburi, le doar presară de obicei în strade rumeguși și își depun ouăle. Acum că am vorbit despre cum își fac ciocănitoarele scorburi în copaci, acestea par ușor de făcut, nu-i așa? Ție ți-ar fi ușor să faci așa o gaură într-un copac? Nu, n-ai putea să faci așa ceva, dar nici nu trebuie, însă Dumnezeu a făcut ciocănitorilor exact așa cum au nevoie ca să poată face o scorbură într-un copac. Ele își folosesc ciocul puternic ca să ciocănească în copac și să-și facă o casă exact pe măsura lor. Dar acest lucru durează. Ele muncesc mult. Multe ciocănitori lucrează cam 2 săptămâni ca să-și facă o scorbură. Când mergeți prin pădure, poate auziți câte un sunet ceva de genul acesta. Acesta este ciocănitoarea. Ciocănitoarea cu creastă roșie poate munci până la 2 ani la o scorbură. E un timp destul de lung, nu-i așa? Crezi că putem învăța o lecție importantă de la ciocănitoarea cu creastă roșie? Sigur că putem! Uneori s-ar putea să avem ceva de făcut care ne ia mult timp. Ar trebui să renunțăm repede doar pentru că lucrurile nu se întâmplă așa cum am sperat? Nu! Este important să avem răbdare și să continuăm să facem ce putem mai bine, chiar dacă acest lucru ne ia mult timp. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!